Anunțul a fost făcut de către Nicolae Barbă, vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava, acesta precizând că titlul reprezintă cea mai înaltă distincție acordată de Consiliul Județean persoanelor fizice din țară și din străinătate, a căror activitate sau existență este legată în mod deosebit de viața județului. Propunerea ca artistul plastic Ilie Boca să devină cetățean de onoare al județului Suceava a venit din partea Muzeului Național al Bucovinei, pentru că prin realizările lui artistice recunoscute și premiate la nivel național și internațional, a contribuit la promovarea imaginii județului. Se acordă titlul de cetățean de onoare al județului Suceava pictorului Ilie Boca pentru contribuția adusă la dezvoltarea mediului artistic și cultural sucedean și la promovarea imaginii județului Suceava prin recunoașterea activității pe plan național și internațional. Vă felicit încă o dată, este un moment deosebit pentru noi toți sucevenii. Îmi exprim speranța că într-un timp foarte scurt vom avea posibilitatea să ne rămânăm, poate chiar până în 11 iulie, cât este această expoziție aici la Muzeul Bucovinei, să ne rămânăm diploma. Proiectul cultural s-a desfășurat în cadrul programului Paștele în Bucovina, inițiat de Consiliul Județean Suceava. Expoziția poate fi vizitată până pe 11 iulie 2021. Curatorul expoziției, criticul de artă Olive Mircea, a susținut, în cadrul vernisajului, conferința cu titlul Caracterul simbolic și experiența estetică a lumii lui Ilie Boca. Fiecare tablou al lui Ilie Boca dezvăluie un mister. Datoria privitorului este să intre în acel mister și să încerce să-i descopere cauzele, să-i descopere cauzalitatea și temporalitatea. Spațiul și timpul reale sunt abolite sau, și asta e, cred că, una dintre caracteristicile poetice, vizuale a lui Ilie Boca, sau sunt modificate. El modifică relațiile de cauză-efect, uneori chiar inversându-le, punând efectul înaintea cauzelor. Născut la 21 februarie 1937 în comuna Botoșana, absolvent al Institutului de Arte Plastice și Decorative Nicolae Grigorescu București, promoția 1967, clasa profesor Alexandru Ciucurencu, Ilie Boca este unul dintre artiștii care a reușit să marcheze semnificativ traseul picturii contemporane românești, fiind neobosit în demersul lui plastic și inepuizabil în morfologia și sintaxa vizuală pe care le cercetează.